Procuratura Anticorupție vine cu careva detalii despre dosarul fraudă bancară ce-l privește pe... Bună ziua încă o dată. Procuratura Anticorupție vine cu careva detalii despre dosarul fraudă bancară ce-l vizează pe Vladimir Andronache. Vineri, 11 august 2023, am publicat un comunicat de presă despre o decizie a judecătorului pe acest caz și de atunci am primit multe întrebări, inclusiv de la jurnaliști și de la alte persoane din societate și am considerat necesar să adresăm careva explicații, să explicăm ce se întâmplă în acest dosar de rezonanță, pentru că vizează unul din principalii actori în schema fraudă bancară, care a avut loc în 2014, pentru un caz care a fost trimis în judecată. Deci, ca să amintim tuturor, la 2 noiembrie 2022, Vladimir Andronache a fost reținut și arestat în cadrul dosarului fraudă bancară. Apoi, deci, procurorii din Procuratura Anticorupție au terminat urmărirea penală, au acumulat toate probele necesare ca să întocmească un rechizitoriu unde explică toate probele, martorii, declarațiile care au fost acumulate și au înaintat acuzarea finală, deci pentru Vladimir Andronache și o altă persoană. Rechizitoriu, deci dosarul a fost trimis în judecată la 10 martie 2023. Când a fost reținut în noiembrie, judecătorul de instrucție a dispus măsură preventivă, arest preventiv. Și Vladimir Andronache a fost ținut în arest preventiv până în luna aprilie 2023. Măsura preventivă, arest preventiv, poate fi dispusă pentru maximum 30 de zile, dar judecătorul are la dispoziție, poate să dea și o perioadă și mai scurtă. Deci la fiecare etapă, când expira termenul de arest preventiv 30 de zile sau 20 de zile, procurorii din Procuratura Anticorupție înaintau un demers să fie prelungită măsura preventivă pentru Vladimir Andronache. Poziția Procuraturii Anticorupție a fost întotdeauna și continuă să fie până acum că măsura preventivă potrivită pentru acest caz, pentru această persoană, este arest preventiv. Deci închisoare la penitenciarul 13. Din punctul nostru de vedere ca procuror, considerăm că există un risc foarte, foarte mare că persoana se va eschiva și nu se va prezenta la ședințele de judecată. De ce? Pentru că acest inculpat s-a eschivat de la organul de urmărire penală în 2021, în vara 2021, când au fost efectuate percheziții. După asta, Vladimir Andronache a plecat din țară. Procuratura Anticorupție a dispus căutarea lui internațională și el a fost adus în Moldova din Ucraina în noiembrie 2022 și plasat în arest preventiv. Deci faptul că s-a eschivat deja de la organul de urmărire penală prezintă un risc enorm. În al doilea rând, acesta este un caz de rezonanță și infracțiunile care au fost înaintate sunt deosebit de grave. Deci prevăd o pedeapsă de 15 ani și de 10 ani de închisoare. Orice persoană care se află într-un caz unde sunt probe acumulate convingătoare, unde există un risc că va fi condamnat și trimis la închisoare pentru ani de închisoare, deci așa persoane prezintă un risc enorm că se vor eschiva de la judecată. Deci de asta, la fiecare etapă, de fiecare dată, procurorii din Procuratura Anticorupție au solicitat să fie menținută măsura preventivă, arest preventiv. Dar în aprilie 2023, deși Procuratura Anticorupție a solicitat arest preventiv, avocații au convins judecătorul și judecătorul a dispus înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu. Asta înseamnă că Vladimir Andronache trebuia să se afle la domiciliu și era dispusă o măsură adițională să aibă o brățară GPS la picior, ca organul de urmărire penală să știe unde se află în orice moment. În august, deci când a expirat iarăși termenul de
pentru măsura preventivă, care, conform legii, poate, deci trebuie să fie reînnoită la fiecare 20 sau 30 de zile, deci înainte de a expira următoarea perioadă, procurorul a depus un demers să fie prelungită măsura preventivă arest la domiciliu. De data asta, avocații au argumentat că nu este necesar arest la domiciliu, ci au propus să fie înlocuită măsura cu o garanție personală. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că deci, legea prevede, în articolul 179 din Codul de Procedură Penală, prevede că careva persoane, deci mai mult de două sau mai puțin de cinci persoane, pot pune o anumită sumă de bani în contul la judecători și își asumă responsabilitatea, garanția personală că vor asigura că persoana, inculpatul, se va prezenta la orice ședință în viitor. Aici, în acest caz, garanția personală care a fost acceptată de judecător au fost acceptate patru persoane, deci fiecare din aceste patru persoane, trei din ele au pus câte 5.000 de lei fiecare și o persoană a pus 7.000 de lei. Deci, în total, acești patru oameni au pus în contul judecătorilor 22.000 de lei. Prin asta, judecătorul consideră că a fost adresat riscul că persoana nu se va eschiva. Din punctul nostru de vedere, ca procurator anticorupție, ca procurori, nu considerăm această decizie una corectă. Din punctul nostru de vedere, 22.000 de lei nu este o garanție care va preveni această persoană să fugă din țară. Dar aceasta este decizia judecătorului și noi o să respectăm, pentru că așa lucrează legea. Dar venim, deci iarăși, public, să explicăm poziția procuraturii, poziția procurorilor și ca să înțeleagă societatea, jurnaliștii și tot restul, de ce se întâmplă ce se întâmplă în acest dosar. Noi am avut mai multe decizii pe parcursul acestui dosar cu care noi, procurorii, nu suntem de acord. Dar legea nu ne permite nouă să contestăm aceste decizii la un judecător ierarhic, pentru că așa scrie în codul de procedură penală. Noi am mai vorbit pe această temă în mai 2023, când același judecător a dispus examinarea acestei cauze penale în ședință închisă. Deci noi atunci tot am comunicat cu publicul, am publicat un comunicat de presă scrisă, am făcut un video ca să explicăm că din punctul nostru de vedere este inadmisibil așa o cauză penală de rezonanță, ca fraudă bancară, să fie examinată în ședință închisă când nu sunt condițiile pentru ședințe închise nu sunt întrunite în acest caz. Noi am venit cu această sesizare publică să atenționăm publicul despre acest rezultat. Prin procurorul general, am dispus o sesizare la CSM, Consiliul Superior al Magistraților, ca să atenționăm că, din punctul nostru de vedere, judecătorul încalcă mai multe prevederi, deci Constituția Republicii Moldova, Convenția Europeană, Codul de Procedură Penală. Inspecția judecătorilor a respins sesizarea procurorului general pe acest caz. Deci noi nu putem contesta decizia la Curtea de Apel, pentru că la această fază legea nu ne permite să contestăm. Am sesizat pe calea disciplinară autoritățile competente și nu am avut un rezultat pozitiv din punctul nostru de vedere. Dar noi, în continuare, reprezentăm acuzarea de stat în acest caz, ne prezentăm la fiecare ședință, facem absolut tot posibil să fie examinat acest caz cât mai repede, să ajungem la o decizie care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie, considerăm că sunt suficiente probe ca acest caz să termine cu o condamnare acest caz. Dar ieșim iarăși public să atenționăm faptul că, deci, din punctul nostru de vedere, dacă Parlamentul ar schimba legea, mai specific, deci, codul de procedură penală, să permită procurorilor să conteste anumite decizii
pe care noi le considerăm incorrecte, câteodată ilegale, abuzive, dacă am avea așa o cale de atac, din punctul nostru de vedere, am putea preveni așa fel de rezultate. Noi, în ultimul timp, în ultimele zile, am auzit de la mulți cetățeni, de la mulți experți, de la mulți jurnaliști, că nu înțeleg cum, în așa caz, o persoană, așa un inculpat, care e acuzat de infracțiuni așa de serioase, care a fugit din țară anterior, cum așa o persoană poate fi permisă să plece din țară. Noi înțelegem frustrarea care există în societate, dar realitatea în care ne aflăm, deci aici avem de fapt o oportunitate, pentru că acest caz demonstrează lacunele pe care noi cu toții trebuie să le adresăm. Deci noi împreună cu Ministerul de Justiție, cu deputații din Parlament, ar trebui să găsim soluții la așa fel de probleme, ca pentru dosarele care vin de urmă, și noi o să avem multe altele care să ajungă judecată, să nu mai avem așa probleme, să nu mai avem așa impedimente, să poate fi examinate cazurile cât mai repede posibil. Deci noi vorbim despre un caz care a fost trimis în judecată în luna martie 2023 și până în ziua de azi am avut multe, din punctul nostru de vedere, decizii incorrecte care le-am fi vrut să le contestăm la fiecare etapă. Măsura preventivă de mai multe ori, ședința, faptul că ședința e închisă și nu publică, din punctul nostru de vedere, a fost, deci noi de două ori am depus demersuri să fie ședința publică care au fost respinse. În a treilea rând, noi am solicitat să fie conexat acest caz la un alt caz penal care deja este în instanța de judecată, pentru că această schemă a fost comisă de 4 persoane, 3 dintre ele au fost deja trimise în judecată multe luni în urmă, și Vladimir Andronache, fiind fugar, când a fost adus în țară, deci e a patrulea care urmează, deci care a fost trimisă judecată. Din punctul nostru de vedere, toate 4 persoane ar trebui să fie judecate în aceeași procedură, pentru că vom avea aceiași martori, aceleași probe și aceleași elemente legale. Dar, iarăși, când procuratura anticorupție a depus un demers să fie conexat acest caz la celălalt caz cu 3 persoane deja judecată, acest judecător a respins acest demers. Iarăși, legea nu ne permite nouă să contestăm această decizie cu recurs. Deci, aici avem 3 exemple concrete unde, din punctul nostru de vedere, ar trebui să intervenim la legea penală, deci codul de procedură penală, ca să putem corecta greșeli, din punctul nostru de vedere, să avem rezultate, mai ales pe cazuri de corupție, cazuri de rezonanță, să miște cât mai repede. Și sperăm foarte, foarte mult că Curtea Anticorupție va fi formată cât mai repede, ca să putem trimite în judecată cazurile de rezonanță, la această curte să fie examinate ședințele cât mai repede, consecutiv, una după alta, de luni până vineri, de dimineață până seara, ca să avem rezultate pe dosarele pe care le trimitem în judecată. După cum vă amintiți, când am trimis dosarul judecată, am făcut un video public și am explicat în foarte multe detalii toate probele acumulate pe acest caz. Deci noi, Procuratura de Corupție, ne-am făcut treaba. Am acumulat probe puternice pe care nu le poți contesta pentru că sunt traseuri de bani, rulaje bancare, documente oficiale care nu-și pot schimba poziția, chiar dacă inculpații vor încerca să influențeze marturi sau să intervină altfel în făptuirea justiției. Deci noi suntem siguri că mai departe vom reprezenta acuzarea de stat într-un mod corect, vom expune toate probele, toți marturii în instanță de judecată, vom veni cu anunțuri publice despre lucrurile pe care le putem spune public, măcar că ședințele sunt închise, și atenționăm jurnaliștii că chiar dacă ședințele sunt închise în acest dosar, pronunțarea, deci deciziilor, este mereu în ședință publică, pentru că așa prevede legea. Deci vă rugăm ca jurnaliști să urmăriți ce se întâmplă, nu doar în acest caz, dar în acest caz și multe altele. La pronunțarea deciziilor, jurnaliștii au dreptul să fie în
ședința de judecată, în sala de judecată, să ascultați încheierea care e citită și să, să informăm publicul despre ce se întâmplă în ședințele de judecată mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți careva întrebări suplimentare, vă rog să le adresați la presa pa@aronprocuratura.md, la Serviciul de Presă a Procuraturii Anticorupție, și noi o să vă ținem la curent cu alte evenimente din acest dosar și alte lucruri de importanță din Procuratura Anticorupție. Vă mulțumesc!